Epidemia globală de coronavirus se simte și aici, în Israel. Autoritățile fac tot ce pot pentru a preveni decesele. Israelul a anulat toate zborurile spre și din China și cere tuturor israelienilor care au fost recent în Asia de Est să stea acasă în carantină sau în centre speciale de izolare. Scopul nostru este acela de a proteja sănătatea cetățenilor israelieni. După ce va trece epidemia, ne vom ocupa de efectele ei asupra economiei. Între timp, organizațiile israeliene precum Smart Aid lucrează pentru a trimite măști și provizii în zonele care au fost cel mai puternic afectate de virus în China. Până acum, grupul a trimis sute de mii de echipamente de protecție în Wuhan și în zonele limitrofe. Mai bine de 80 de mii de oameni au fost infectați în întreaga lume și peste 3 mii de oameni au murit.